Bună seara, domnilor și domnilor, Hristos a înviat, o transmisiune live din București, foarte specială, într-adevăr, după 3 ani de zile am primit acceptul din partea celui mai, pe de o parte, iubit și pe de altă parte, poate celui mai urmărit și poate și într-un anumit sens celui mai, eu știu, controversat om care definește întregul spațiu evanghelic al diasporei și al României de astăzi. Suntem în transmisiune live, doamnelor și domnilor, cu un om care mie personal îmi place pentru că este autentic. Îmi place invitatul nostru special în această seară pentru că este un om al sincerității, uneori vulnerabile, alteori sinucigașe. Este un om pe care nu doar credința l-a cercetat din frage de pruncie, nu doar dragostea de Hristos, de Evanghelie, ci și o anumită melancolie atunci când, răscolit de această evidență a naturii căzute a omului, se întreabă dacă deciziile noastre sunt înțelepte, dacă direcția noastră este bună. Și în această seară specială, spuneam, doamnelor și domnilor, care este într-adevăr binecuvântată cu o prezență impresionantă și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc de pe platforma Medievali, dar și Vocea Libertății. Vă mulțumim pentru like, pentru share și pentru comentarii. Le vom lua pe rând, aveți răbdare, aveți grijă ce întrebări puneți, pentru că avem și noi dreptul de a le selecta. În această, spuneam, seară specială, nu am decât o plăcere evidentă de a-l saluta, de a-l primi, așa cum se cuvine, pe prietenul meu, Vladimir Pustan. Hristos a înviat! Adevărat a înviat, Mihai! A înviat și la Beiuș, a înviat și la București, a înviat și la Ierusalim, a înviat în inimile noastre, dacă ele sunt deschise această taină a credinței. Nu a înviat pentru cei care sunt mai răi decât Toma, însă în această seară nu vom vorbi neapărat biblic despre chestiunile care țin de minunea învierii, ci mai degrabă vom vorbi, aș spune, apologetic despre lucrurile care ne apasă în privința relației dintre creștinism pe de o parte și ateismul sau scepticismul epocii noastre. Vom vorbi despre urâtul lumii de astăzi, vom vorbi despre felul în care arată, aș spune, o societate pe care am gândit-o odinioară, cel puțin acum 30 de ani, ca fiind o societate mai bună, mai prosperă în orice caz și, bineînțeles, poate mai vrednică, mai frumoasă decât cea pe care s-au învrednicit sau nu să o construiască înaintașii noștri. Dragă Vladimir, îți propun să fim relaxați și să lăsăm orice convenție academică sau ecleziastică deoparte și să dialogăm despre ceea ce ne doare, fiindcă din această durere se naște până la urmă și, cred, soluția. Și aș vrea să încep cu o întrebare poate generică, poate banală, dar care pe mine unul mă apasă, știi că trăiesc în București de mai mulți ani. Și această întrebare nu are cum să nu revină pentru un om care e blocat în trafic și în grafic, și anume întrebarea cu privire la urât. Dacă e ceva care mă uimește atunci când părăsesc Bucureștiul, când părăsesc capitala, și atunci când ajung mai ales în Transilvania, lucrul ăsta se dovedește a fi de două ori adevărat, e această șocantă discrepanță între construcția acestui oraș, care cândva a fost frumos, poate unii au spus că arăta pe vremuri chiar cu micul Paris, semăna cu micul Paris, urâtul acestui oraș pe de-o parte și frumusețea naturii în care tu de pildă ai ales să trăiești. La Beiuș e mult mai frumos decât la București. Și cu toate astea, lumea se îngrămădește să vină într-o cetate a urâtului, neapărat în lumea aceea frumoasă, patriarhală în care trăiești. De ce am ajuns să fim producători de urât? De ce urâtul ne apasă? Dacă ne luăm strict numai de ideea cu orașul, ne place îngrămădirea pentru că nu mai suportăm să fim singuri. Singurătatea te pune față în față cu propriul suflet, cu propriile neîmpliniri sau puținile împliniri pe care le ai. Dacă bagi de seamă, toată lumea e cu casca pe ureche acum, cu galenele în urechi, nu mai suportă. Adică e o chestie foarte faină, ideea că te duci și asculți marea, vântul, cum șuieră, ploaia cum picură în pădure, după care ți-ai casca de pe cap și ieși afară din bloc. Ideea este că cred că nu mai suportăm până la urmă frumosul. Exact, te doare, simt așa că ideea asta e parcă te doare exact ca și zăpada în ochi, albul acela nefiresc la un moment dat. Am devenit probabil noi mai urâți și atunci căutăm locuri
mai urâte și construim totul mai urât. Dacă bagi de seamă, și căștile ni le facem direct, casele ni le facem direct urâte. Urâte, gata. Adică orice construcție, orice lucrare, orice pune mâna deja, nu vorbesc neapărat de chici. Bănuiesc că am trecut de ideea asta. Merge pur și simplu acolo unde ziceai tu, în urât. Pentru că ceva s-a întâmplat în sufletul nostru și Biblia zice că de fapt ce e în interior până la urmă iasă și în exterior. E urât pentru că până la urmă noi nu suportăm vidul. Dacă nu avem frumos, trebuie să punem ceva înăuntru și până la urmă acolo ajunge. Ajungem la o explozie a urâtului în limbaj. Aș spune că vulgaritatea modului de adresare curentă între adolescenți, între oamenii obișnuiți, unii spun chiar educați ai națiunii noastre, acest mod agresiv, direct, brutal și, repet, extrem de vulgar, gregar, la limita grobianului, acest mod de adresare diferă extrem de mult față de modul duios, dulce, aș spune cuvincios, al modului de adresare pe care eu l-am cunoscut la poalele munților Carpați. Și mă refer aici la apusenii pe care îi știi și tu atât de bine. Pe noi ne separă, ca să zic așa, o graniță de județ, județul Arad și județul Bihor, da? Cumva aparțin aceluiași etos definit de crișurile astea, mai mult sau mai puțin repezi. Și noi acolo, în această lume a lui Slavici, amare. Da, adică între mine și tine, pe noi doi ne separă stejarul ăla de care da cu capul că să mă dău. Atât. Exact. Când am trecut de stejarul ăla, am ajuns în teritoriul tău deja. Asta este ideea. Dar ceva anume, cum să spun eu, atât în lumea bihoreanului de rând, cât și în lumea arădeanului obișnuit, semăna, repet, cu o cumințenie a pământului pe care unii s-au străduit să o pună chiar sub forma asta a unei statui, cumințenia pământului pe care și Brâncuș s-a străduit să o recupereze și care cumințenia a dispărut. Știi, cuvântul ăsta, cumințenie, are o etimologie frumoasă, e cu mens, cu minte. Cumințenie are minte. Noi de la cumințenie am ajuns la obrăznicie și de la frumosul așezării sătești, rurale, am ajuns la această obrăznicie și la acest zgomot strident al lumii contemporane. Cum ne putem face bine de urâtul limbajului din jur? Eu cred că limbajul urât sau ceea ce trăim aici și care e lângă noi, eu cred că e numai ce se vede, adică e efectul. Cauzele sunt mult mai adânci și cauzele țin de mai mult factori. Există factorul spiritual, pentru că un om al lui Dumnezeu nu poate ca să trăiască în urât și să-l promoveze, nu? Asta e general un creștin, nu poate să facă asta. Există factor intelectual, să nu uităm că limbajul până la urmă face diferența dintre om și animal, dar scrierea face diferența dintre omul civilizat și barbar până la urmă. Am început să nu mai citim, dacă bagi de seamă, da? Pentru că mă gândeam zilele acestea cu tine, cu marile tale cărți. Citisem undeva, dar mai aduc aminte unde, că omul care nu citește cărți bune e egal cu un om care nu citește de fel, deloc. Adică mă uit și când mă duc cu avionul câteodată în câte o țară, cam ce citesc cei pe lângă mine. Mă bucur când văd oamenii că citesc, dar după aceea iar mi groază când văd ce citesc. Nu dacă ai înțeles ce am vrut să zic. Adică poți citi mult și să citești prost. Adică exact, nu știu. Frământarea mea pe care o am aici era faptul că te ascultam odată pe tine vorbind despre Orwell și Huxley, că nu știam până la urmă cine are dreptate. Știi că Orwell în 1984, în cartea lui în 1984, se temea că vor fi interzise cărțile. Ții minte ideea asta, da? Și că adevărul va fi ascuns, că informația va fi ascunsă, că nu vom avea acces la informații, că ni se va lua o grămadă de, provoca foarte multă durere, că vom fi distruși tocmai de ceea ce urâm. Dar Huxley zicea în minunata lume nouă ceva diferit de Orwell, că zicea, nu vă frământați cu asta, că nu ni se va lua informația, ci că va fi informație de doi bani. Deci ni se va da informație de doi bani, că oamenii vor ajunge să iubească opresiunea. Apropo, nu mai există undeva o cenzură să-mi opun. Deci
Eu am crescut în comunism, unde m-au cenzurat alții, creștinismul m-a făcut să mă autocenzurez, da? Am trăit între comunism și creștinism. Unii mă cenzurau, creștinismul trebuia să mă oblige să fiu altfel. Dar am ajuns acum într-un loc în care sunt obligat să mai pun un frâu. Nu trebuie să mai caut o cușcă. Nu mai există o închisoare pentru mine, o bodniță pe care să mi-o pun. Adică există ceva, ce văd eu acum în toată chestia asta, există un fel de, nu știu, un fel de, nu e un fel de paranoie. A încercat să-ți provoci propria durere până la urmă, o autoflagelare. Aceea în căuta, și Huxley are dreptate când zice că până la urmă noi vom avea informație multă, vom iubi tehnologia, ne vom lăsa omorâți de ea, vom citi cărți proaste, informația va fi multă și irelevantă, zicea Huxley, și până la urmă vom cădea totul va cădea în desuet. Asta va fi. Adică dacă nu mai întreba ce am făcut în ultimii 3 ani, că vreau să spun ceva, de 3 ani, de când am trecut pentru o grămadă de lucruri. Îți dai seama. De-aia deci, am venit la emisiunea. Cât de mare iubirea, că zice că iubirea, da, mult, nu numai că mult iartă, ci mult rabdă. Deci e îndelung răbdătoare iubirea. Dragostea, da, mea pentru tine, cât de mare să fie de a mă aștepta 3 ani ca să vii din nou într-un show cu mine, într-o discuție. De-aia am venit cu bluza asta, numai Corneliu Tudor Popescu, da, Cristian Tudor Popescu are prietenul tău. Bine, 1985-1984, da, e bine așa. Am înțeles. Și am zis că vin cu o bluză care să-ți aducă aminte de el și care să te mai consoleze. Dar ideea este că în ăștia trei ani de zile am băltit din punctul ăsta de vedere, pentru că, crede-mă, trăiesc într-o lume dualistă. Comuniștii, normal, și neocomunismul, neomarxismul, își caută dușmanul de clasă. Când am fost în perioada asta cu pandemia, am fost catalogat, nu știu cum să spun, un kamikaze, care nu am avut grijă să mă ăsta de toate regulile alea care erau acolo. Deci eram de cealaltă parte. Când a venit lipsa de floarea soarelui, înainte de război, am fost catalogat ca un proroc defetist, da, până la urmă. După aceea a venit războiul. Dacă mi-am pus întrebări cu privire la războiul ăsta și spunând doar atâta că nu-i numai Putin vinovat, exact ca Iuda, nu-i numai Iuda vinovat în toată treaba asta, că mai sunt și niște forțe din spate care se bucură. Vor întreba mulți de ce cred asta. La fiecare război există profitori, da, în privința asta, și că ar trebui cumva să ne gândim și la oamenii aceștia atunci când discutăm despre lumea asta. Și pur și simplu nu mă mai regăsesc în lumea asta. De asta vreau să spun în aceste ultimii 3 ani de zile. Adică în urmă cu 3 ani de zile, când am avut întâlnirea cu tine, eram mai optimist, cum să spun, în privința lumii. Dar acum sunt mai pesimist. Sunt mai optimist acum cu mult mai mult în privința lui Dumnezeu și a istoriei liniare a lui Dumnezeu. Dumnezeu are o istorie care pleacă de la punctul A la punctul B. Lumea, istoria omenirii circulară. Zice în Biblie, nimic nu-i nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Adică nu-i nimic nou pentru noi lucrul ăsta. Dar pur și simplu nu mai prea iubesc lumea asta. Asta am vrut să spun. Păi ți-am spus, acea glugă mi se pare că evocă chiar figura unor călugări din Umberto Eco. Dacă lași Tommy Jeans și de lași doar gluga de călugări pe tine, încet încet te apropii de un monah. Și nu aș spune asta întâmplător. La ultima noastră discuție, dacă tot e să evocăm figuri, m-ai surprins cu o trimitere la Naionescu, la marele filozof interbelic, care în loc să scrie o mulțime de articole necitite de nimeni, cum se înghesuie mulți universitari de astăzi, a preferat să crească o generație fertilă de discipoli inteligenți. Îl includ aici și pe Eliade, și pe Vulcănescu, și pe Noica, poate și pe Cioran, îi includem pe toți în această galerie de portrete interbelice. Naionescu spunea că un călugăr se ascunde în sufletul oricărui om care s-a întâlnit măcar o dată cu Dumnezeu. Nostalgia aceea a singurătății față către față, să poți spune sufletului tău, doar eu și Dumnezeu sunt pe acest pământ, și în clipa aceea să se facă liniște. Această liniște nu se mai obține ușor în zilele noastre. Oamenii plătesc bani grei
să se ducă prin tot soiul de retreat-uri, prin tot soiul de colțuri ale Himalaei sau ale Africii, ca să mai găsească acea bucată de verdeață pe de-o parte și acea clipă de liniște și de regăsire de sine. Cum e viața la Beiuș? Și apoi ne întoarcem la discuția noastră. Cum ai descrie-o acum când verdele e crud și primăvara a revenit după sărbătoarea pascală? Am venit în emisiune direct din cimitir. Casa mea e așezată la 10 metri, nici atâta, 5 metri de cimitir. Deci sunt, gardul meu este, da, un cimitirul catolic. În cimitirul catolic, unde sunt îngropați o grămadă de italieni care au fost profesori veniți de la Roma, la Colegiul Național Samuel Vulcan, și care, după ce au venit comuniștii la putere, i-au dat afară de la colegiu, dar nu au mai plecat în Italia. Au preferat să mor aici, în Beiuș. Și casa mea e la 10 metri de o cruce, dau un exemplu, chiar acum am fost acolo un mormânt, pe ea scrie, am făcut 18 ani temniță grea pentru Hristos, dar nu m-am lăsat, Hristos mi-a luminat viața. Deci, în momentul în care locuiești lângă un cimitir în care oamenii și-au scris pe cruce că au făcut 18 ani de temniță pentru Hristos, adică îți pui întrebarea, ce-i cu generația asta pe care încep să nu mai înțeleg, pentru că refuză durerea până la urmă. Viața la Beiuș e frumoasă, mult mai liniștită, e foarte multă iarbă. Am făcut, chiar azi am început prima coasă, deci că e mare de tot, tot ploat la Beiuș și acum e iarbă foarte multă. E liniște, oamenii nu sunt foarte panicați, pentru că noi avem exerciții grele de supraviețuire aici și multe. Avem cartofi, avem grădini în care avem cartofi, în care ne-am pus porumbul, avem cam ce ne trebuie și putem trăi pe lângă statul paralel. Mama are, de exemplu, cam 800 de lei după tata, pensie, cam atâta ia mama. Deci putem să trăim. Moți de la noi de aici trăiesc cu vreo 300-400 de lei pe lună. Deci moți lângă mine, aici, mai în zonă, mai munte. Deci nu ne frământăm foarte tare. Avem tot ce ne trebuie, viața liniștită, avem vreo două sensuri giratorii în oraș, cam atâta. Nu, auzim clopotele, trăim bine. Eu, de exemplu, trăiesc... Vladimir, nu este niciun secret. Ești un predicator foarte popular. Ai avut și faimoasa discuție cu părintele Constantin Necula. Nu știu cine pe cine a făcut atunci faimos, dar nu faima contează, da? Contează mai degrabă influența și impactul. Și te întreb direct, de ce nu te duci la Londra? Sunt sigur că multe comunități din Londra ți-ar oferi acum cheile de la o biserică și probabil și un salariu de invidiat. De ce rămâi la Beiuș? Dar n-am putut suporta niciodată ideea ca să stau în trafic ca tine. Deci, nu știu, în fel de masochism la tine bănuiesc, obligatoriu. Eu pot să trăiesc fără obligatoriu ăsta. Masochistă-s, dar nu în privința asta. Deci mă deranjează orice fel de... Nu știu dacă... N-am spus nimănui asta. E prima dată când spun lucrul ăsta. Când am avut, de exemplu, de Paști, da, 2000 de oameni pe parcare noaptea de înviere. 1700 de oameni în sală la Euharistie. 1000 și vreo 400 la slujba de vecernie de înviere am avut. Abia am așteptat să fug acasă. Deci nu mai rezist. Chiar între simți, pur și simplu, câteodată simt că trebuie să fug tot mai des. Pentru că... Iisus se retrăgea el însuși. Iisus se retrăgea, da. Și apoi iarăși venea printre oameni. Dacă vedeai de călugări, mă simt din ce în ce tot mai călugăr. Din ce în ce tot mai mult călugăr, din punctul ăsta de vedere. Adică îmi dau seama că sunt frumoși oamenii, dar nu poți să le dai duminică dacă nu te încarci. Ori eu mă încarc în singurătate. Deci nu sunt tip sociabil, cum cred oamenii că stau toată ziua la cafele. Eu nu beau cafea cu nimeni. Nu dacă, n-am spus nici asta nimănui. Fac o grămadă de confesiuni acum. Adică stau cu oamenii, îmi drag cu ei, îmi place să mai povestim din când în când, dar de obicei sunt tip singuratic, pentru că nu mă pot încărca în mijlocul mulțimii. În București nu m-aș putea încărca. Nici eu nu mă încarc, ca să-ți fac o mărturisire și eu. Eu stau la 10 minute distanță de parcul lui Constantin Brâncoveanu, adică de Mogoșoaia. E darul făcut de marele voievod bucureștenilor înghesuiți și apuc adesea, fiindcă sunt un om liber, să merg dimineața la 9, la 10, la 11
prin parcul acesta pe care el l-a construit în jurul unei superbe reședințe, care are și amprenta asta italiană, aș spune occidentală, a unui mare voievod care a avut, e adevărat, 118 sate, dar și vreo 9 copii, dintre care 4 au murit cu el în ziua de 15 august 1714, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și cu sfetnicul Ienăchiță Văcărescu, care apoi sigur că a fost și el ucis. În preajma lui Brâncoveanu mă simt și eu acasă. Brâncoveanu a mai făcut o biserică la Făgăraș, de unde eu chiar provin, m-am născut în Făgăraș. A mai făcut o biserică la Sâmbăta de Sus, e chiar o mănăstire, și a mai făcut o biserică aici, în București, Sfântul Gheorghe cel Nou, la kilometru zero. Așa că fiecare are locurile lui, pelerinajele lui, imaginare sau reale, unde regăsește Duhul lui Dumnezeu și acea intimitate care apoi îl face puternic pentru a se întâlni cu lumea. Dragă Vladimir, ți-am propus o discuție despre sarea pământului, cum redobândim noi acest gust. Nu spunea Paul Gherasim, un mare pictor din școala cunoscută din jurul lui Horia Bernea, spunea că exagerăm când spunem că trebuie să ai bun gust. El zicea, e suficient să ai gust. Gustul în sine e suficient. Și întrebarea mea este, când limbajul nostru s-a urâțit, când orașele noastre arată prost, când casele, chiar și bisericile noastre, ca să nu mai spun de instituțiile publice, bănci sau primării, nu mai au armoniile de odinioară ale unor instituții medievale, că tot ești cu medievalii, da? Cine se duce la Florența, cine se duce la Pisa, cine se duce la Roma, e încântat de frumusețea acelei lumi. De ce noi, oamenii moderni, repet, nu știm să producem frumosul? Și pe de altă parte, care este antidotul la această explozie a urâtului, de la limbaj până la formele arhitecturale? Spuneam mai înainte că ceva s-a întâmplat cu noi și s-a întâmplat în timp. Eu, de exemplu, mă gândesc tot mai mult zilele acestea la această mare problema noastră, la faptul că până la urmă noi suntem un popor al cărții. Iudeii sunt și creștinii sunt un popor al cărții. Dumnezeu ni s-a revelat într-o carte, în Sfânta Scriptură. Eu cred că diavolul în toți anii aceștia pregătește o luptă fantastică și e pe punctul de a o câștiga, ca oamenii să nu mai citească. Adică, până la urmă, mi se pare că vizualul va suprima cuvântul. Și aici va trebui ca să fim foarte atenți, pentru că, până la urmă, dacă ai băgat de seamă televiziunea, că din cei care iau informații, 70% citeam un ăsta, 70% și-au informații de la televizor, și doar 30% de pe internet, să spunem. Oricum, numărul lor a crescut în tot timpul ăsta. Dar ăștia, și noi, de fapt, că și ăștia care și-au informații de pe internet, tot acolo putem să spunem, că petrecem foarte mult timp pe vizual. Ideea este că, până la urmă, riscăm ca să pierdem esențialul. Dacă ai citit mult și ți-ai dat seama că, de fapt, revoluția, când a venit reforma, diferența dintre reformă și de reforma lui Luther, și până la urmă putem să vorbim despre renaștere. Reforma nu a fost altceva decât întoarcerea spre cuvântul pur, renașterea nu era altceva decât întoarcerea spre imagine, iarăși, spre Roma aia veche. Imaginată frumoasă, mai mult decât poate reală. Da. Decât reală. E asta se întâmplă la ora actuală astăzi. De exemplu, în momentul în care mă pregăteam pentru cursul cu studenții mei, îmi dădeam seama, de exemplu, că mari oameni lui Dumnezeu, pe care au avut, de exemplu, ultimele două secole, se pregăteau, citeau câte 10-12 ore pe zi ca să predice o predică de o oră și jumătate. Eu am văzut acum că de 30 de ani duc cuvântul lui Dumnezeu în toate bisericile, indiferent de confesiune, nu m-am frământat. Unii au fost primit, unii au fost chemat acolo, m-am dus. Dar se întâmplă ceva, oamenii nu mai au răbdare. Explodează. Dacă ai băgat de seamă, n-am mai putea duce o predică de o oră și jumătate. Adică am observat, ca și profesor de omiletică, de știința predicării, că nu te pot asculta mai mult de 25 de minute maxim, dacă te pot asculta. Restul sunt mărgăritare date la porci. Pentru că oamenii nu mai
Știi, ți-aduce aminte că de fapt televiziunea nu e altceva decât îmbinarea invenției lui lui Morse, telegraful, da, și cu până la urmă cu radioul, dar avem un vrem să telegraful când a venit comunica între două orașe și mi se pare că scrie până la urmă în Walden cum se pronunță? Toro, în Walden zicea, am auzit, zice, că o să fie o linie de comunicare între două orașe, spunea două orașe din America. Și acum spunea ceva care m-a zguduit. Dacă acele două orașe mai au ce comunica. Deci, adică avem tehnologia, s-ar putea ca acele două orașe să nu mai aibă ce comunica. Stăm la televizor, stăm la calculator și nu mai comunicăm nimic. Avem sufletele goale, mințile goale, pentru că dacă oamenii s-au obișnuit cu imagine toată săptămâna și eu trebuie să le duc cuvântul duminică în altar, la amvon, ei nu mai au capacitatea ca să proceseze informația respectivă. Înainte n-am vorbit, da? Ne înțelegeam ca muții. Când ne-am născut, am venit în peșteri, am început să învățăm scrisul, să putem să vorbim cu noi, să comunicăm unii cu alții. După care acum, încet, încet, ne ducem și închidem cercul iarăși. Nu mai scriem, nici măcar nu mai scriem. Dacă, uite-te, cu ce facem? Trimitem emoticoane. Decât să spun îmi pare rău, fac o față de aia, îmi pare rău. Sau dacă-ți vesel, uite-te, vezi că-ți vesel. No, bun. De ce aș mai scrie că-ți vesel? Când pot să rânjez dinții spre tine și să trimit, pentru că nu avem timp, nu este așa. Și atunci noi nu ni se pare că noi comunicăm. Pentru că până la urmă limbajul a fost distrus de limba de lemn, da, pe care o folosim mereu și o auzim și la televizorul ăsta tot ziua, se comunică în șabloane. Nu mai avem acea frumusețe a cuvântului vorbit. Nu mai avem adjective în ceea ce facem. Adică vorbim apăsat. Predicile sunt, mai țin minte discursul lui Ion Iliescu. Putea vorbi o oră jumate fără să spună nimic. Pentru mine era, îl privesc ca pe un zeu, pentru că e greu ca să-ți imaginezi că cineva poate vorbi atât de mult și să nu spună chiar nimic. Zero. Bine, ca o fosilă la fel de ușor să-l privești. Însă era o fosilă a bolșevismului care era capabil să comunice propagandistic aceleași minciuni și fără să te surprindă niciodată. Ne întoarcem puțin la discuția noastră, stând de vorbă cu Vladimir Pustan, nu că ar trebui să fie introdus. Vladimir, doar 30 de secunde, aș vrea să arăt și fotografia aceasta ultimei cărți pe care a publicat-o domnul Pustan. Dragă Vladimir, uite, acum apare pe ecran, uite, am dispărut. Cum putem noi creștinii să redevenim sarea pământului? Două vorbe despre carte, dacă ne poți spune. Caravaggio picta sfinții cu varice. Dacă te uiți bine la picioarele sfinților lui, toți sunt cu varice. Cam asta, o carte în care am prezentat vreo 100 de personaje biblice cu așa cum i-am văzut eu. Deci o carte pe care am scris-o am adunat material 2 ani de zile, în timpul pandemiei, și am scris-o într-o lună în Italia, pe malul Mării Tirenieni. Și e o carte mi-e dragă, dar exact de exemplu, n-am putut niciodată să înfrunzăresc o carte scrisă. Cred că e cea de-a 20-a carte care am scris-o, dar deja mă gândesc la alta. Adică nu vreau să fac din nou fetiș. Mă gândesc la următoarea. Recunosc că mi-ar plăcea să am mai multe cărți de Vladimir Pustan în casă.
Adesea se întâmplă să călătoresc și să citesc cărțile în casele creștinilor binevoitori care mă primesc și pe mine, ba la Londra, ba la Seattle. Găsesc acolo 2-3 volume de Vladimir Pustan și acolo le citesc. Nu apuc să le strâng aici în București sau nici la Arad și le recomand tuturor celor care vor să citească o carte curajoasă, cu relief, o carte 3D care nu aplatizează, nu simplifică portretele nici măcar ale sfinților, ci îmbogățesc, dacă vreți, relieful acesta cu tot soiul de umbre și penumbre. Vă rog să-l citiți pe acest maestru al verbului viu și incisiv, care este Vladimir Pustan. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la discuția noastră. Stăm de vorbă despre cum putem deveni sarea pământului și mă gândesc la apostolul Pavel, drag Vladimir, păcătuiesc față de tine, știi, soția, am cerut un sfat, zic, cum să mă port cu Vladimir? Și mi-a zis, taci și ascultă. Uite că nu fac destul. Pavel spune la un moment dat că trebuie să avem vorba dreasă cu sare. De ce? În primul rând, cum spuneam, limbajul e o problemă. Într-o lume în care e greu de comunicat, pentru că prima lege a omileticii este că nu contează ce spui tu, contează ce înțeleg ei. Și nu întotdeauna înțeleg grozav și nici ce ai vrea să spui. Ba ce există foarte mult la noi, la predicatori, există riscul de a încerca ca să epatezi. Adică să spui ce ai învățat, să dai drumul la câteva cuvinte în limba greacă, deși oamenii au probleme acasă. Bărbatul bea de rupe, bea și alocația pruncilor, soția se uită la filme coreene, dar nu mai au un ban în casă, are diabet, copiii au fugit de acasă, unul s-a refugiat în droguri. Deci în momentul în care vin cu limba greacă la ei, probabil că nu o să mai aibă, nu mai sunt relevanți. Când vorbesc despre vorba dreasă cu sarea Sfântului Apostol Pavel, mă gândesc în primul rând că trebuie să spui adevărul, da? Fără sare. Și în al doilea rând, trebuie să știi cum să spui acest adevăr. Pentru că adevărul fără dragoste e nenorocire. Deci asta e un prăpăd. Și problema noastră de cele mai multe ori, și asta vreau să spun privire la toate bisericile și la toți cei care mânuiesc Sfânta Scriptură, preoți, pastori, eu cred că trebuie ca să avem grijă cum o prezentăm oamenilor. Adică ea trebuie ca să fie updatată la mintea lor, să fie updatată la capacitățile lor, la inima lor, eu știu, la felul lor de a fi. Diferența între cum prezinți Evanghelia astăzi la oameni mai în vârstă sau la tineri așa de 16 ani de pe TikTok. Deci e diferență. Și totdeauna trebuie ca, e un risc, din ce cauză? Pentru că va trebui ca să îi duci cu toții, pe toți cu tine. Am avut ispita asta de a încerca să mă duc doar cu cei care mă înțeleg și să fiu relevant fără să mă obosesc prea tare. Dar mi-am dat seama că pierd o parte a turmei lui Hristos, care nu toți gândeau ca mine, nu toți mergeau. Spunea Traian Dorz, unul dintre mari poeți țărani creștini ai noștri, fă-ți timp să aștepți din urmă când mergi cu slăbănoci. Adică nu toată lumea e ghepard, mai sunt și melci lui Hristos cu noi. Și cred că ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce transmitem și cum transmitem. Adevărul, Biblia vorbea despre adevărul spus în dragoste. Pentru că dacă nu e în dragoste, adevărul ucide. Trebuie ca să te pui pe tine în sentimente, fără să ți se pară că vei fi penibil. Adică ne ținem mantaua pe noi și nu vrem să arătăm ca și Naman, că sub manta avem lepra. Aș vrea ca să mi-aduc aminte acum de o discuție pe care am avut-o cu regretatul George Pruteanu, dacă... Da, sigur. Doar o vorbă să-ți mai spun. Da. Mă, îmi scrie odată, înainte cu vreo 4 sau 5 ani de zile, îmi scrie un e-mail. L-am păstrat acum să-l pun în ramă, știi? Discuția cu el atunci a fost deosebită. Zice, te urăsc din toată inima mea, cum vorbea el așa. Da? Îmi scrie mie, zice, pentru că vorbești, zice, am ascultat ceva predici de-a tale, zice, și ai un limbaj atât de buruienos. Și am spus, domnul Pruteanu, unul dintre mari oameni ale Dumnezeu, părintele Bosuie,
Despre el spuneau criticii că vorbea un limbaj de o dulce necuvință. Zic, limbajul care mă adresez oamenilor de duminică este limbajul pe care îl folosesc sâmbătă, când mă duc la o nuntă, lunea când mă duc la o mormântare, marțea când stau cu prietenii mei, miercurea când stau cu familia. Eu nu pot să vin și să mă emasculez în personalitate, pentru că eu nu sunt un robot de predicat. Eu sunt un om și îmi dau mantaua jos ca să se vadă că am bube. Și spun oamenilor că înțeleg că aveți bube și știu că vă doare, înțeleg că vă doare, pentru că și eu am bube și mă dor și pe mine. Deci în momentul în care încercăm să dăm jos armura, chiar cu riscul să se vadă rănile, da, în momentul ăla cred că am câștigat ceva. În al doilea rând trebuie să iubești pe oameni. Noi nu ne facem meseria. Asta este viața noastră. În momentul în care te duci înaintea oamenilor, înaintea, eu știu, elevilor la școală, ca dascăl fiind, adică trebuie ca să te faci să te asculte, nu pentru că sunt în biserică sau la școală și că tu ești domnul părintele sau domnul profesor, ci pentru că trebuie să te asculte. N-au voie să se uite la ceas. Trebuie ca să te pui pe tine în ceea ce spui, cu totul pe tine, și să fii acolo. Acolo să plângi, să râzi, să urli, să țipi, să te dai de pământ, să speri. Pentru că poate că e ultima dată când omul acela mai aude Evanghelia, căreia te adresezi. Trebuie să-l iubești. Asta trebuie să faci. Nu știu, eu cred că avem o mare obligație. O obligație mare, mare, enormă. Măcar mă apasă, tot mai mult, tot mai tare mă apasă. Ce le voi spune oamenilor duminica? Cum le voi spune oamenilor duminica acest adevăr care nu se schimbă niciodată? Noi nu vorbim de fond, Mihai. Noi vorbim de formă. Și ne-am bătut ani de zile pe formă. Bătăliile noastre au fost pe formă. Cele mai multe. Nu pe fond. Hei, nu pe fond. De multe ori și stânga și dreapta în politică ca forme ale discursului ideologic sunt doar aparențe. Dar mă întorc puțin la spunea apostolul că trebuie să vorbim cu limbajul ăsta adres cu sare. Apostolul Pavel, pe lângă faptul că a fost un mare cititor al Scripturii, și am aici și eu un exemplar din Sfânta Scriptură, de fapt Noul Testament în patru limbi. Știi foarte bine, drag Vladimir, când s-a dus în Areopagul Atenei, a citat din poeții clasici. Îmi vine să spun că dacă ar fi trăit astăzi cu noi, ar fi știut un pic de Nichita Stănescu, un pic de Cărtărescu, un pic de Danilov, un pic poate chiar de Brumaru. Și toate astea l-ar fi făcut interesant pe Apostolul Pavel dacă s-ar fi adresat lumii de astăzi. Deci te-aș întreba direct, ce carte te-a marcat pe tine, în afară de Cireșarii, la 16, 17, 18 ani? Am citit atunci fără discernământ, pentru că am citit ce am prins. Atunci nu era Clubul Marilor Cărți. Deci atunci când cumpărai, exact ca și când te căsătorești. Când te căsătorești, de obicei nu-ți iei numai nevasta, mai apare și o socră, mai apar niște cuscri, neamuri, tot felul de idei. Ți-mi minte pe vremea Ceaușescu, când vrea să cumpere un pateu, îți mai dădea și un borcan de murături. Eu, de exemplu, acela n-am avut relații ca tine. Eu mă duceam la librărie Cimbeiuș și dacă era o carte bună, mă dădea trei proste pe lângă ea, pe care le citeam și pe alea trei, din disperat ce eram, pentru că pur și simplu n-aveam, răsesem toată biblioteca. Nu pot să spun că a fost o anumită carte, dar cert este că m-ai provocat cu Pavel. Dacă s-a apucat Pavel să predice acum în Areopagul din Atena, ei ce înjurături ar fi primit el pe internet? Ai lăsat Sfânta asta și ai început să citești din poeții aceei vremi. Dar pune o întrebare acestor ipocriți. Din ce să le citeze Pavel lor? Din ce să le citeze? Că ăștia nu știau scripturile evreiești. Din ce să citeze? Ăștia știau poeții lor și Pavel îi bate la ei acasă, pe teritoriul lor, cu ceea ce era acolo. Pentru că mi-aduc aminte numai cu câțiva ani de zile când am vorbit într-o predică vorbind despre moarte, despre destinul omului. Duhul lui Dumnezeu m-a luminat dintr-o dată și mi-am adus aminte de Esenin, una dintre poeziile scrise de el înainte să moară. Și am citat din ea.
Și am zis, acolo știu că nu foșnește în zări cu gâturi lungi de lebădă secară. De aceea am preajma tainicei plecări, eu mă înfior și îmi simt adânc povară. Atât am zis. S-a încheiat predica, am vorbit și am zis, unde te vei duce? Acolo unde să simți deja povara că te-ai dus pe drumul ăsta. Vine la mine o doamnă, avea vreo 40 și ceva de ani, plângând. Și spune, domnul pastor, eu n-am citit un rând în viața mea din Biblie. Dar ce pe Esenin, l-am citit pe Esenin, l-am citit tot. Știu sute de poezii a lui pe de rost. Și a zis, în seara aceasta m-a marcat cu lucrul acesta. Și promit, zice ea, promit. Și s-a ținut de cuvânt că ani, am mai ținut legătura încă vreo 2 ani de zile cu ea. Zice, citesc Biblia, m-a apuc de citit Biblia. Eram pe un teritoriu, fără să-mi dau seama atunci, eram pe un teritoriu în care, dacă mergeam înainte cu Efesenii, cu Galatenii, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în prima scrisoare către Tesaloniceni, o pierdeam, era pierdută pe drum, nu știu. Duhul Dumnezeu îți aduce aminte din ce ai învățat. Asta spuneau la un moment dat puritanii, pentru că ei spuneau că ignoranța e mama ereziei. Îți aduce aminte ce spuneau puritanii? Puritanii ăștia care ziceau că este un uriaș. Ignoranța este un uriaș care vine înaintea căderii. Te rog. 100%. Adică până la urmă trebuie să înțelegem că educația, a fi creștin educat e un pleonasm. Deci pleonasm, eu așa-l văd. Păi când zici creștin, trebuie să te gândești automat la un om educat. La un om care știe să vorbească, la un om care are argumente în ceea ce spune. Pentru că, de exemplu, noi, copiii ăștia care mai lucrează cu mine pe la Cireșari TV, sunt tot mai amărâți de comentariile urâte, acide, dure pe care le dau acolo. Pentru că mulți dintre ei, care nu au niciun fel de educație și nu știu să răspundă. Adică bătălia trebuie dusă nu pe om, ci pe teritoriul ideilor. Am o idee mai bună, te rog frumos. O spunem, un dialog, nu... Bun, dar acum... Nu e invectivă, dialog și nu e invectivă. Ăsta este mesajul pe care îl transmite Vladimir Pustan. Doamnelor și domnilor, dacă ești de acord, Vladimir, pentru că s-au strâns, nu știu cum... Uite, îți pun o ultimă întrebare și aș vrea să luăm o scurtă pauză de un minut pentru hidratarea ta și a mea. Am rămas fără voce și fără apă în față. Întrebarea mea este, uite, eu ți-o pun direct și tu sper să nu ocolești răspunsul. Cum reziști la ispita mândriei în fața atâtor oameni care te caută, te urmăresc, te ascultă? 3200 de oameni urmăresc cât un stadion. Cum faci să nu te mândrești? Da, am o grămadă. Ți arăt, de exemplu, analizele medicale din săptămâna trecută. Are Dumnezeu infinite căi de a pune pe orice om cu botul pe labe. Deci nu te frământa în privința asta. Deci orice mândrie să duce, praf să face. Deci nu-ți trebuie altceva decât să-ți dai seama că trebuie să-ți bei pastilele. În clipa asta mi-am adus aminte, oare îmi băui pastile de hipertensiune când am venit cu tine în emisiune sau nu mi le-am băut? Nu mai țin minte, dar deja stau ca pe spin. Ideea este că ce se întâmplă? Dragostea oamenilor provine din faptul că te văd cu mantaua scoasă. Te văd fără platoșe, de multe ori. Ești unul dintre ei. Ești un om care se luptă pentru ei, care visează cu ei. Îmi spunea cineva că nu mai vede nimic în față. Eu cred că avem un viitor frumos. Nu știu dacă va fi pe pământul acesta ceva mai frumos acum, dar 100% ne așteaptă ceva dincolo. Și aș vrea pe oamenii aceștia să trăiască cerul de aici. Pentru că n-am făcut nimic dacă trăim o viață de înfrângeri pe pământul ăsta, de lamentări, de supărări, de zăpăceli și să așteptăm ca să fim fericiți acolo în raiul lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Raiul îl purtăm cu noi, e aici, noi. Și trebuie să-l ducem în fiecare zi să facem viața asta mai frumoasă. Vorbim și vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Trebuie să fim oameni ridicării. Mi-aduc aminte că la noi când se îmbolnăvea câte o femeie bătrână sau un bătrân, apăreau femeile alealte din sat și se așezau la patul, capul patului la ea și nu ziceau decât ca prietenia lui Iov, știi? Gata ești, omul, draga mea, zice. Deci aia era terminată, aia deja era aproape să treacă Styx-ul, deja și vedea pe Caron, pe Cerber, îi vedea pe toți acolo și ăștia o mai încurajau acum și zicea, a, bă, și tata a fost așa, nici el nu mai trăi 2 zile pe ce n-a mâncat. Știi? De când n-a mai mâncat? De 2 zile. A, păi zice și tata s-a dus. Vreau să înțelegeți că
trebuie să avem un cuvânt care să îi ridice pe oameni. Bă, e 6 lei, nu, e 12 lei litru de ulei. Slavă lui Iisus Hristos, uite, e și periculos. Nici nu mai mâncăm atâta ulei. Mai este un tură de porc. Mai... Trebuie să găsim soluții pentru ca să ridicăm pe oameni. Trebuie să le tragem pălpi, la unii trebuie tras pălpi. Să ridicăm în față. Pe alții trebuie să-i strângem în brațe. Pe alții trebuie să-i ridicăm de sus. Adică trebuie să facem ceva cu ei. Adică trebuie să ieșim afară să le spunem: bă, fraților, mai aveți 30 de ani de citit, luați o carte. Acum excludem că e cartea mea, da? Punem altă carte. Le pun în față, citiți-mă cartea asta. Nu mai aveți timp să le citiți pe toate 100, 200 de cărți. Te rog să mă crezi, am avut și am 5.000 de cărți în bibliotecă. Le-am măturat pe toate, mai am 300 de cărți în bibliotecă. Că mi-am făcut eu un plan că dacă trăiesc până la 70 de ani, cam alea mai pot să le zăpăcesc, să le citesc până atunci. Nu mai fac numai lucrurile care contează. Punct. Lumea întreabă. Da. De unde poate să cumpere cartea ta? Arată-o încă o dată dacă se poate. Arată-o încă o dată. Deci de unde o pot cumpăra? Lumea scrie aici. Librăria Cireșari, e simplu. Dacă bat pe site pe cireșari.ro sau pe Librăria Cireșari pe Facebook, o găsesc și le-o dau cu semnătură cu tot și iubesc. Și dacă nu le-o place, să mi-o dea înapoi că le dau bani. Retur. Deci la mine nu e o problemă. O să o dau să o citească altcineva după aceea, la mâna a doua. Ideea este că oamenilor nu vor statui. Oamenii nu vor să vadă statui. Dacă vor să vadă statui, merg la Muzeul Țării Criștilor. Oamenii vor să vadă oameni care gesticulează, oameni care iubesc, oameni care fac ceva. Deci în momentul în care au stat pastorii cu aia, masca pe față, ei nu mai transmiteau nimic. Mihai, profesor de omiletică, 75% din ceea ce spunem este dat de gestică, de mimica feței, de ochi. Uită-te aici la noi. Și noi dacă fost mușchi, de mușchi. Poate n-avem mușchi aici, dar avem sigur mușchi pe față. Eu cearcăne am, dar cearcănele mele vorbesc puternic. Ideea este că dacă eu am mască, eu n-am făcut nimic, dar eu trebuie ca să le spun, ăsta sunt eu, ăștia sunt ochii mei, astea sunt mâinile mele. Hristos a fost răstignit și trebuie să întind mâinile, să vadă tensiunea membrelor mele superioare. Iisus Hristos a fost răstignit. Adică trebuie ca să am față, când vorbesc despre iad, trebuie să plâng, când vorbesc despre rai, trebuie să-l am în față. Oamenilor, oameni, ceea ce se vede este mai mult decât ceea ce spui, de cele mai multe ori. Adică nu pot să spun, am venit în locul acesta, am stat de vorbă cu un preot ortodox, cu un prieten de-al meu zilele acestea, că aveam nevoie de patrologie, îmi lipsea volumul 3. Și am rugat să-mi facă rost de el, că avea bol. Și zice, da. Am primele două volume. Zice către mine, părinte, zice, m-am hotărât să-mi dau jos, mi-am dat seama că el avea barbă mare când l-am știut omul de 2 ani de zile. Dar acum avea barbă mai mică puțin și zic, părinte, de ce ți-ai dat mai jos din barbă? Care barbă? Cât mine, de exemplu, dar lui neagră. Mi-am mai dat jos din barbă ce să fiu mai expresiv, pastore, zice. Pentru că mi s-a părut că barba aia mare pe care o am lua ceva din mesajul meu în fața oamenilor. Și am zis, aha! Mai dau din ea puțin atunci. Nu e o problemă. Adică nimic nu las între mine și oameni ce ar putea să-i tulbure în a le spune că Iisus, că El, Hristosul nostru, e viu, e bun, e bun. Dumnezeu nu-i face plăcere Dumnezeu să ne bată cum crede românul. Că Dumnezeu nu face altceva decât stă ca un boiar pe tron și plezneaște pe români la modul maxim. Cu o bâtă, cu ceva, în sfârșit, asta este. Acolo noapte nu va fi, în cer va fi numai lumină. Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză, lăsăm pe Vladimir să se hidrateze. Revenim în doar câteva secunde, pe curând. După luni de însingurare și pandemie, n-ai vrea să stai la masă cu niște oameni întregi la minte, cu inima caldă, inteligenți și cultivați? Cauți poate o soluție pentru problemele de concentrare, comportament și comunicare ale copilului tău? Ai dori să vezi în școală vechile standarde interbelice de excelență respectate? Ai nevoie tu însuți de un prieten sau mentor îndrăgostit de slove și carte? Clubul Marilor Cărți este ieșirea ta din labirint. Pe urmele unor înaintași de geniu, reconstruim tipare de gândire inteligentă și reflexe de normalitate. Într-o lume grăbită, urâțită și mincinoasă, clădim comunitatea iubitorilor de adevăr, bine și frumos, unde nu doar copiii, ci și părinții acceptă pariul dezvoltărilor continue. Formăm oameni liberi care nu pot fi les necenzurați. Educăm suflete însetate de răspuns în fața suferințelor, ispitelor și provocărilor vieții moderne. În țara formelor fără fond și a diplomelor falsificate, suntem cei care cred, muncesc și investesc permanent în educație. Clubul Marilor Cărți.
Formatorii noștri oferă seminarii interactive bazate pe lectura textelor fundamentale ale culturii occidentale. Clubul Marilor Cărți, matricea dialogului cu marile conștiințe ale Europei. De la Platon, Seneca sau Apostolul Pavel, la Nietzsche, Dostoevski ori C.S. Lewis. Dacă te-ai săturat de influencerii banali și artificiali, dacă te-ai plictisit de sloganurile motivaționale fără miez, dacă tânjești după tihnă și țintești uneori chiar Everestul înțelepciunii, atunci temeinicia seminariilor socratice, atmosfera prietenească și profilul interdisciplinar al Clubului Marilor Cărți ți se potrivesc de minune. Vino într-un loc binecuvântat care atrage zilnic persoane pasionate de literatură, filozofie, istorie, teologie, dezvoltare personală sau antreprenoriat. Pe lângă întrunirile destinate lecturii și dezbaterii unor texte cruciale din patrimoniul național sau universal, clienții noștri optează frecvent și pentru ședințe de coaching 1-1, orientate către personalizarea unor soluții de creștere personală și profesională. În cadrul acestor întâlniri, vi se mijlocește accesul către tehnici consacrate care țin de cunoașterea de sine, arta oratoriei, vorbirea în public, secretele povestirii și strategii de leadership and personal branding. Clubul Marilor Cărți este comunitatea deschisă celor care mizează pe rafinament și inteligență într-o Românie deșteaptă, elevată și elegantă. Doar cultura ne vindecă de vulgaritate. www.marilecărți.ro. Construim România deșteaptă. Au trecut aproape 60 de minute, doamnelor și domnilor, din conversația noastră cu Vladimir Pustan și am avut senzația că abia am intrat în dialog. Bună seara tuturor, mulțumim pentru prezența dumneavoastră într-un număr foarte mare și bineînțeles mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest podcast, mai ales prietenilor de la Cireșari și echipei de la Marile Cărți. Stăm de vorbă cu un om al cărții și mai ales al cuvântului. Spunea Henri de Lubac că nu-i așa, creștinismul e religia cuvântului înainte de a fi și religia cărții. Și l-aș întreba pe Vladimir Pustan, mi se întâmplă adesea să primesc și eu această întrebare: care este cea mai iubită carte de tine, Vladimir, din cele 66 de cărți ale Sfintei Scripturi? Îmi plac Evangheliile, dar sunt fascinat de cartea Iosua și de generalul Iosua. Am și scris o carte, Viața ca o luptă nesfârșită, vorbind despre... Noi suntem chemați să fim biruitori și Iosua nu face altceva decât să ne ducă în lumea aceea în care a trebuit ca să ia cu asalt lumea în care... pe care Dumnezeu le-a promis. Dumnezeu are promisiuni pe care ni le dă, dar care trebuie să punem mâna pe ele. În orice loc, zice, care va călca talpa piciorului tău, ți-l voi da, zice Dumnezeu. Bă, dacă stai într-un fotoliu toată ziua și te plângi că nu ești binecuvântat, dă-mi voie să spun că binecuvântările vin numai cu haine rupte, cu arcade sparte, cu nas zdrobit, cu transpirație. Nu poți mirosi la nesfârșit a Chanel și să Armani cod și să aștepți binecuvântări grozave de la viață. Deci din punctul ăsta de vedere îmi place cartea Iosua, pentru că este o carte cu foarte multă cafteală spirituală acolo, bătălie zdravănă din toate punctele de vedere, cu oameni care își împar pământul după aceea, cu oameni care, cum era Caleb, care încă voia să lupte la 85 de ani, era tare și cerea lui Dumnezeu lucruri mari. E frumoasă, e superbă cartea Iosua. Îmi place Biblia, îmi place să o, că oamenii se întreabă când le citesc, deschidem din Geneza capitolul, ei se întreabă ce treabă are Lot cu mine, ce treabă are Avram cu mine, sau eu știu, trebuie să-i duc acolo. M-am adus aminte că într-o seară când am predicat despre Lot și am zis că Lot când a trântit frigiderul, știi, ușa la frigider, a văzut că toate trebuia să le lase în Sodoma și în Gomorra, a venit un bătrân la mine și a zis că ce traducere de Biblie am eu, că în talui nu scria că Lot a trântit frigiderul. Încerc să le fac accesibilă Scriptura, mai ales aceste generații care, cum spuneam, ajunge din nou la necuvinte. Pentru că, de fapt, am plecat de la necuvinte, am ajuns să avem cuvinte foarte multe, după aceea am început să le rărim și acum suntem din nou în necuvinte. Până la urmă mormăim, nu? Asta fac și soții acasă cu soțiile, asta fac acasă și preoți, adică la biserică preoții și pastori mai mult mormăie decât spun lucruri inteligibile și frumoase. Pentru că oare se pune întrebarea aceasta: mai putem păstra într-o lume ateistă, într-o lume
într-o lume fără Dumnezeu, generația aceasta, mai putem oare fi credibili, aceste generații tinere, mai există speranță pentru ei? Și atunci, sigur că eu cred că trebuie să fim foarte atenți. Deci cei care suntem acum în fața oamenilor, preoți și pastori, trebuie să avem grijă de această generație. Ușor cu generația asta pe scări. Nu, trebuie să avem mare grijă de ea. Dacă ar fi să... Te rog? Da, te ascult. Te ascult. Dacă ar fi să intrăm un pic în zona mai cavernoasă, știi, a vieților noastre, sunt multe adicții, sunt multe patimi, sunt multe boli, adolescența confruntă de la pornografie până la dependența de droguri, foarte, foarte multe ispite. Ce crezi tu că ar putea să întărească un tânăr astăzi? Atragi foarte mulți tineri, ești un fel de Jordan Peterson, știi, al mediului evanghelic, atragi mulți băieți, bărbați, tineri, nu în sens sexual, că poate avem și nebuni care interpretează așa cele spuse de mine, dar îi atragi cu un magnetism, știi, de tip masculin. Ce ar trebui să le spunem celor care sunt astăzi copleșiți de atâtea ispite? Să le spunem că există biruință. Să le spunem că personal fiecare dintre ei poate să fie un biruitor. Și să le spunem că credem în ei. Contează foarte mult. De obicei ce fac? Mă rog cu ei și le spun așa: uite, facem lucrurile astea, astea și astea, care țin de noi, de oameni. Asta o face Dumnezeu, eliberarea. Dar sunt lucruri de care trebuie să ne... Eu, de exemplu, un fan al interpretării literare al Scripturii. Deci nu mi-a plăcut niciodată să alegorizez Scriptura. Și când m-au întrebat ce zice Sfânta Scriptură, ce vrea să spună când zice: dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, ce să faci? Să scoți, asta spune Biblia, bași mâna după el ca și în șatra, mi se pare. Când s-a bătut Ariston cu Goșu și cu... i-a băgat degetul și a scos-o, dacă mai ții minte, da, în șatra e, în șatra. Când a rămas țiganul fără ochi. Ideea este că trebuie să le spunem că avem încredere în ei, iau în brațe, mă rog cu ei, le spun că, uite, săptămâna viitoare ne vedem, ne auzim, și foarte atent că atunci când vor avea din nou poate căderi, că există ideea căderii, dar îi pregătesc din față, uite, e posibil să cazi, ca venirea toamnei. Dar o iei de la capăt iar, pentru că spune Biblie că cel neprihănit de, poate să cadă de 77 de ori, de 7 ori, zice în Sfânta Scriptură, și să ridic. Adică trebuie să avem de 7 să-l ierți ca părinte. Dar nu, că de 7 ori cade cel neprihănit și se ridică, de 7. Dar acum eu cred că nu mă împiedic în amănuntile astea, că 7 e prea cifră perfectă în Sfânta Scriptură, știi ce zic? Adică da. nu le contabilizez căderile. Nici Dumnezeu nu le-a contabilizat pe mele. Am observat că noi, de exemplu, generația mea, nu știu, a ta, da? Toți suntem apropiați acolo. Generația noastră nu suporta să prea fie pupăcioasă, așa, să fie pupată de părinți. Tata, nu mi-aduc aminte să mă fi ținut în brațe decât de vreo două ori. Dar nici n-am simțit nevoia să pricepe asta, da? Nu, mi se părea că bătrânul nu trebuia să se încurce cu lucruri din astea cu mine, cum ar fi pupături și treburi de genul ăsta. Generația asta, copiilor mei, ăștia mai mici acum, toată ziua trebuie să le spui că iubești, că trebuie să îi îmbrățișezi, să spui că crezi în ei, că fac o grămadă. Noi n-am fost educați așa. E bun, dar trebuie să ne schimbăm noi. Noi ca părinți, noi ca generație, noi ca preoți, noi ca pastori. Tot timpul trebuie să mă gândesc, dacă, de exemplu, iau în brațe, nu cumva mă expun, n-ar fi mai bine, de exemplu, să-i țin departe? Și atunci tot timpul trebuie să găsești calea aceea în care să nu pui o barieră între tine și ei, în același timp să nu se tragă, cum zice românul, a te trage cu el de șireturi. Țin minte ideea asta. Adică e un balet pe sârmă chestia asta, dar până la urmă o îmbrățișare face enorm de mult. De aia nu mi-a plăcut în pandemie chestia asta, că să nu ne atingem unii pe alții, să nu ne îmbrățișăm. Țineam camerele video pe mine și se îmbrățișau aia de să rupeau în biserică, ca să nu arătăm că se îmbrățișați. Nu se poate fără îmbrățișare. Asta era ideea. De n-a respectat pandemia. Dumnezeu să ne ierte. Din punctul ăsta de vedere. Sunt multe de zis să îmbrățișezi mai ales un om pe patul de suferință, mi se pare o pecete a iubirii lui Dumnezeu față de acel om sau pe trupul și sufletul acelui om. Mă amintesc cum Mark Rutte, care era, dacă nu mă înșel, premierul Olandei, a făcut și o poză și s-a lăudat că el nu s-a dus la spital când mama lui a fost practic internată și apoi a urmat să-și dea obștescul sfârșit. El s-a lăudat că pentru a menține distanța a refuzat să intre
în locul unde ar fi putut-o vedea, ar fi putut-o ține de mână, ar fi putut-o îmbrățișa. Se lăuda cu neatingerea într-un fel care mi s-a părut absolut inuman și într-adevăr îți dau dreptate. Mergem, dacă vrei, cu discuția un pic mai accelerat și te întreb dacă strategiile acestea apologetice pe care ar trebui să le redescoperim, și aici menționez și poate am privilegiu să-ți dau cartea eu însumi în mână, Iisus la Nicea, am încercat și eu să scriu acolo o prefață în direcția recuperării atributului frumuseții ca atribut al lui Dumnezeu. Prima întrebare, este Dumnezeu frumosul, frumos, desăvârșit în frumusețe? 100%. Și iubește frumosul, că altfel nu-mi explic de ce au pus doi îngeri heruvim din aur pe capacul de la chivot. Că e trebuia să care chivotul poporului în spate, era lada aceea cu druge de fier, de lemn din salcâm, care purta pomeri, în care erau tablele legii, în care erau mana, în care era toiagul Aron, și Dumnezeu mai așează pe capac doi heruvim din aur cu aripi frumoși, se mai îngreuează spatele lui ăia. De ce? Ce rol aveau ăia, ce doi heruvim? Frumosul. Dumnezeu este frumos și iubește frumosul, 100%. Bun, frumusețea lui Dumnezeu se vede în veșmântul acesta multicolor al creației. Primăvara, culorile acestea vii, verdele crud, apoi frumusețea culorilor din grădină explodează. Toamna, culorile sunt atenuate, nu? Au această nuanță. Au frumusețea lor. Și toamna și primăvara și toate. Și iarna și când plouă și Bacovia are frumusețea lui și toate. Și toate sunt de la Dumnezeu. Și Ciocărceanu și Bacovia în cap în partitura lui 100%, Dumnezeu. 100%. Asta vreau să spun, că noi mergem pe excludere astăzi. Domnule, noi vrem toți, ca și premierul ăla de care vorbiști tu cu masa. Adică ideea este, nu poți gândi așa. În momentul ăla ești mort. Ți-ai pus cruce, gata, aleluia, aleluia, ți-ai pus lumânarea pe piept. Ai terminat. În momentul în care nu mai poți iubi, în care nu mai poți să strângi în brațe, în momentul în care nu mai poți să spui și oamenilor despre frumusețea lui Dumnezeu, adică arătând-o că problema noastră gravă este că nici nu mai putem spune multe cuvinte ce este generația acum. Trebuie pur și simplu să-i înțelegem. În urmă cu vreo două luni de zile apare la mine în biserică un domn, vine și spune la sfârșit că e ceva, n-am înțeles bine, președintele ateilor din România sau cam așa ceva. O venit la noi la biserică, că a vrut să vadă cum e. Și mi-a dat o cărticică pe care a scris-o el, Evanghelia ateistului. Când am văzut Evanghelia și mi-a spus că e ateu convins, l-am luat în brațe, mă Mihai, l-am pupat de la rupt, înțelegi? Și am spus, te felicit, ești un om extraordinar, ești un om puternic, faptul că ai niște convingeri. E extraordinar pentru mine, pentru că eu știu că un om cu convingeri puternice și le poate schimba, pentru că omul ăla poate să fie cinstit. Mie mi-e frică de ăla care nu are niciun fel de convingere. Mie mi-e frică de omul ăla care nu se luptă pentru nimic, înțelegi? Asta e ideea. Mă, dar l-am pupat, o zis că o simțit un anumit tremur spiritual. Ei, bună, se-a început bun, mă, când simți un tremur spiritual într-o biserică, el care scrisese Evanghelia ateistului. L-am pupat pe omul ăla, pentru că eu i-am spus așa, voi atei, voi sunteți o ciupercă pe creștinism. Voi niciodată n-ați fost puternici când creștinismul a fost slab. Voi muriți și trăiți, înfloriți împreună cu noi. Când creștinismul e puternic, și ateismul e puternic. Când creștinismul e slab, și voi sunteți slabi. Și acum zic, și noi suntem slabi, și voi sunteți slabi. L-am mai pupat odată. O plecați zăpăcit. Într-adevăr, experiențele ca acestea pe care le-ai descris îți schimbă viața. Un alt om care îmbrățișa cu foarte multă hotărâre și pe care l-am cunoscut a fost poetul Ioan Alexandru. L-ai cunoscut vreodată? Dar cum să nu? Când eram la Oradea, stătea în genunchi în biserica Emanuel și eram la câțiva metri de dânsul și plângea, se ruga și plângea. Era pentru mine idolul meu și imnele Transilvaniei și imnele Maramureșului și le știam și plângeam și pentru mine era extraordinar. A fost un om măreț. Și chiar mă gândeam durerea aceasta că trăiește câte unul rău, dar rău, om rău. Și m-am gândit că mare Dumnezeu, că îl ține pe câte unul rău până la 90 de ani. 99 de ani, dacă se poate. Tot să se întoarcă la el, să se pocăiască într-o cele sfinte. Și vedem pe oamenii lui Dumnezeu adevărați, cum a fost și părintele Iosif Trifa, care pleacă la 50 de ani. Și îl vedem pe Ioan Alexandru, care pleacă în floarea vârstei.
50 ceva de ani. Adică parcă se grăbesc sfinții, parcă se grăbește Dumnezeu să populeze raiul cu ei. Asta mă gândesc. Are nevoie de acolo sus în cer, nu știu, barna. Între oamenii bătrânii, între oamenii cu o anumită senioritate pe care ai întâlnit, ce alte figuri ai vrea să ne evoci? Oameni pe care ai întâlnit nemijlocit, în carne și oasă. Oameni care știau să zâmbească și să iubească, să citească și să tacă atunci când situația o impunea. Sunt mulți. Aș fi putut să vă vorbesc despre numele pe care le mai vedem la televizor și oamenii pe care am avut și șansa să-l pot cunoaște pe domnul Petrețuțea, că eram în București în perioada aceea și dânsul era bolnav și ne-am dus de vreo 2 sau 3 ori studenții la dânsul și pentru noi ni se părea că e extraordinar și duceam de mâncare și îi făcea plăcere să stea cu noi. Dacă și dădeam ciocolată și o grămadă de chestii, nu, semăna pe tata, că și tata nu mai avea în față. L-ai cunoscut pe Petrețuțea? Da, da. Dar pentru mine e important și importanți au rămas niște oameni simpli pe care nu i-a dat nimeni nici la televizor, nici în altă parte. Îmi povesteau bătrânii mei că din sat, care veniseră din Rusia pe jos, prizonieri, după 12 ani de Siberia, după 14 ani de sculți, oamenii care aveau o pensie mizerabilă, veteranii noștri de război, oamenii aceștia care mergeau în fiecare duminică la biserică și când nu mergeau la biserică înseamnă că au murit. Oamenii care, îți dau un exemplu, unul dintre ei, cantorul bisericii ortodoxe, m-am dus la el, Mironia Chite, de la mine din sat, m-am dus la el la spital și l-am ajutat pe Mironia să meargă la spital, pe Treanul Pașcău, pe vecinul meu, l-am furat de vreo 2 ori din spital, că a zis că după ce am aranjat cu doctorul să-l trateze, o zis să-l fur din spital, că el vrea să moară acasă. Când l-am duceam acasă, învia, adică iar era bolnav. Iar trebuia să-l duc la spital, m-a jurat doctorul, ce m-a jurat? Bun, dar cu ce vrea să spun cu Mironia Chiti? Mă duc la el la spital și vine și îmi spune felul următor. I-am aranjat să meargă la doctorul ăla bun, la prietenul meu, și vine și îmi spune, mă duc la el dimineață și zic către el, ne-o vedea, zic, și mâine. Nu, zice către mine, că eu astăzi plec. Deci avea vreo 80 și vreo 4 de ani. Dar zic, cine ți-a spus, bace Mironie, că pleci? Dar au venit, zice către mine, Domnul Iisus, au venit la mine la pat acea dimineață și au zis, nu vine garda de seară, Mironie, zice, de doctori. Ăia, știi, garda aia de seară, când merg doctorii și fac rondou ăla în spital, sunt rondul prin spital. Am uitat cum să... Vizita de gardă, asta era la ei, la 6 seara. Și zice, nu ajung doctorii la mine până plec de aici. Nu, acum fii atent, Mihai. La ora 5 după masă, mă duc la el, îi duc 2 portocale. Era în pat, fericit, vesel, vorbea cu oamenii de acolo. Am ieșit când m-a sunat cineva la telefon, afară, și am vorbit cu el. Am plecat pe coridor să vorbesc la telefon. Și în momentul ăla am văzut medicii că veneau cu rondul să vină în fiecare salon cu asistentele medicale să făcea schimb atunci. Mai aveau 2 saloane până la noi, 2 camere în care intra. Când am intrat în cameră, am rămas pe coridor să nu mă vadă că eram de-a face cu ei. Când m-am dus, am auzit că, zice, s-a dus. Acum vreau să spun numai atâta despre țăranii ăștia simpli care au venit din Rusia în desculți, da? Care le spune, vine Hristos la ei în spitalul din Beiuș, stă lângă patul lor și spune, vezi că în seara asta trimit delegația după tine și spune și ora. Adică spune și ora. N-apuci garda, n-apuci rondul, n-apuci să vezi la ora 6, doctorii. Păi dă-mi voie să spun pentru oamenii ăștia, merită să te lupți, să trăiești. Așa nu-s la știri, nu-s la Antena 3, nu-s nicăieri, nu-i găsești. Oamenii ăștia nu-s vedetele lui Dumnezeu, vedetele lumea acestea. Ei sunt vedetele neștiute ale Dumnezeu până la urmă. Asta mă bucură. Nu o să murim niciodată din punctul ăsta de vedere. Întotdeauna Dumnezeu să aibă oamenii lui. Și în fiecare generație. Sunt foarte optimist. Sunt extraordinar de optimist cu privire la generația asta de tiktoktiști. Bă, ce o să se aleagă de voi? Și tata o zis, ce o să se aleagă de tine? Nu, că asta era ideea. Părinții noștri, nu o să se aleagă nimic de voi. Bunicul meu spunea la tata, nu o să se aleagă nimic de tine niciodată. Noi spunem copiilor noștri, nu o să se aleagă nimic. Dacă mai ține Dumnezeu în lumea asta, copiii noștri o să spună copiilor lor, nu o să se aleagă de tine nimic, nu o să fie în sfârșit. Nu, Dumnezeu are oamenii lui. La ora actuală, Dumnezeu, dintre copiii mici, poate Dumnezeu își formează președintele României, președintele la creștină României, președintele Camerei Deputaților. Eu am botezătorul spiritual al României. Eu cred că Dumnezeu acum, din generația asta absentă, nouă ni se pare că o generație absentă. Eu cred că Dumnezeu face minuni.
Asta face. De asta cred, de asta, asta sper, asta cred și asta sper. Cred cu inima, sper cu capul. Nu, asta am vrut să-ți explic. Vreau să fiu îndrăzneț în această seară și să pun și întrebările grele. Ai pomenit de Siberiile de gheață, ai pomenit de oamenii care s-au întors uneori pe jos de la 3000 de kilometri depărtare la casele lor. Unii n-au mai ajuns acasă, fiindcă au fost prizonieri sacrificați de către bolșevici. Vladimir Pustan, porți un nume problematic, un nume rusofon. Ești cumva și putinist? Nu. N-am putut să fiu niciodată putinist. Nu mi-a plăcut Putin pentru că fochel. Întotdeauna am avut o problemă cu asta. Dar eu nu pot să fiu. Eu am fost... Țuțea ne-a spus următorul lucru. Zice Țuțea cu... cum să spun eu, cu felul lui de a fi. N-am văzut un rus normal. Deci ăsta au fost cuvintele lui. Eu l-am citat cuvânt cu cuvânt. N-am văzut un rus normal. Ăsta zice Țuțea. Eu nu pot să spun decât atât că pentru mine comunismul am considerat că a fost o plagă comparabilă numai cu neocomunismul de astăzi. Deci am crezut că am scăpat totdeauna și am văzut că fiara asta are din nou capete. Nu pot să fiu putinist. Nu pot ca să fiu de acord cu orice fel de război. Eu sunt pacifist convins. În inima mea am spus că nu va fi război. Și eu zic că am fost profet fals, că a venit războiul. Dar în inima mea am spus că nu va fi. Exact cum ai greșit tu cu Irakul, cu americanii. Că ți-ai făcut mea culpa. Și eu mi-am făcut mea culpa și mi-am turnat cenușă în cap. Am crezut că nu va fi război. Am crezut că vor vrea să vorbească despre pace. Am crezut că vor lăsa Duhul lui Dumnezeu, Spiritul lui Dumnezeu să întroneze în inimile lor, să nu fie război. Asta am crezut până în ultima clipă. Deci nu pentru pot să că Hristos e pacea. Pentru că Hristos a dus pacea, nu pacea lumii, ci pacea Duhului. Dar uite, dar fac diferență între Putin și Dostoievski. Deci în momentul în care vine cineva să spune că trebuie să radem tot ce-o furusat. Îl iubesc pe Esenin. Iubesc poezia lui, chiar dacă s-a spânzurat. Înțelegi ideea? Adică iubesc poezia. Ar fi vrut ca omul ăla să fie mântuit, să se lase de băutură. Că a avut talent de la Dumnezeu, cum nu au avut poate puțin oameni pe pământul acesta. A avut cea mai frumoasă soție, da? Din pe vremea aceea, Isidora Duncan, nu? Asta, americanca, dansatoarea, era soția lui. Și totuși, faptul că i-a lipsit Dumnezeu ăsta pe care îl avea în inimă, adică simțea că are nevoie de el în inimă și a murit. Nu pot să-i rad pe ruși. Înțelegi? Sunt împotriva războiului, dar nu pot să spun tot ce e rusesc e rău. Asta mă enervează când ne aud pe oameni, domnule, cum adică trebuie să-l eliminăm și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Și ăștia care au concursuri acum, jucătorii de... Ce treabă au ei cu asta? De ce trebuie să sufere? Pentru că sunt întâmplător născuți în Rusia. Întâmplător născuți în Rusia. Nu, asta mă deranjează. Adică eu cred că a mers puțin prea departe. Eu cred că va fi o cortină dureroasă, de fier. Mai grea decât cele care au fost înainte. Și va împărți lumea asta în două și ne vom înarma. Și vom da banii săracilor și a pensionarilor pe arme și vom sta toți cui folosesc, la câțiva oameni care poate că înainte au vândut vaccinuri și acum vând arme. Asta se va întâmpla cu noi? Asta se va întâmpla cu noi? 800 de lei la mama pensie? Cu 800 de lei la mama pensie? Nu se poate așa. Ce-ți spune flerul? Ce-ți spune judecata de bărbat care cred că ai făcut și armata? Cât timp va mai dura acest sergent la granitier? Pentru că e o dorință foarte mare a acestor oameni să nu se termine războiul. De două săptămâni n-am mai auzit nimic de pace, Mihai. Mă doare treaba asta. De două săptămâni de zile aud numai că trebuie noi arme, trimise alte arme, s-au terminat armele sovietice, acum vin armele rusești, trebuie să dinarmăm toți, să avem grijă și... Trebuie ca să facem ceva, să ne cumpărăm și noi în România alte avioane, să avem grijă de toate lucrurile astea. Și asta știu un singur lucru, asta se ia din pâinea țăranului, asta se ia din... Trebuie să se ia de undeva. Suntem îndatorați, nu se va termina ușor, pentru că nesătui oamenii ăștia cu bani, care vor bani, nesătui. Dacă sunt nesătui, va continua totul la nesfârșit. Asta e până la urmă. Nu știu, zice Iisus Hristos, veți auzi de războaie, vești de războaie, vor fi războaie, molime. Dar nu spune Iisus Hristos că vorbește despre molime. Molime care vin, cum a fost ciuma, 1666 sau așa, sau molime provocate. Și
și molima care vine de la șobolani, de la nu știu ce bacil care se dezvoltă, nu știu cum, și molimele alea care scăpate de prin laboratoare, da, se pot întâmpla. Veți auzi și de război, și de vești de război. Veți, dar când e o zi fără război? Când a fost o zi fără război în ultimele sute de ani? Că nu există țară, adică nu există minut în care undeva în lumea asta să nu fie ceva. Nu știu, deci cred că până la urmă trebuie să înțelegem, suntem creați pentru pace, dar eu cred că trăim pe planeta greșită. Deci asta este ideea. Trăim pe o planetă care nu avem... Da. Cum îl vezi pe Patriarhul Kiril? Obedient. Obedient. În sensul în care, să nu uităm un lucru, în momentul în care biserica este foarte, foarte aservită statului, așa cum, scuză-mă, și biserica în mare parte din România este aservită statului. Când preoții sunt plătiți de la stat, salariile preoților și pastorilor sunt de la stat, atunci e o problemă. Când construcțiile bisericilor noastre sunt făcute cu banii de la stat, cu banii de la o grămadă de lucruri, acum când vorbim despre de unde vin, de la bugetul de stat. La bugetul de stat și banii de la accizele de tutun, banii de la ăștia care fac avorturi. La o grămadă. Bani răi, bani murdari până la urmă, da? Nu există binecuvântare în privința asta. Și atunci, în momentul în care biserica nu e altceva decât supusă statului și îndatorată statului, în momentul în care statul spune așa trebuie și acum trebuie să mărșăluim spre Kiev sau să mărșăluim spre America, spre Washington, biserica ce poate să spună? Uite-te la ea, pentru că să trăiți... Asta e. Plătim, astea sunt părinții pe care îl plătim. E limpede acest lucru. Te întreb dacă, direct vorbind, ar fi fost Trump președintele Americii, s-ar fi ajuns aici? Da sau nu? Nu cred. Nu. De ce nu? Nu știu. Avea în el ceva așa, ceva de negociator în el. Adică avea ceva în el, nu știu ce avea. Putea să meargă să vorbească cu Putin, putea să găsească tot felul de soluții, putea să... Nu știu de ce cauză. Nu m-a interesat viața lui personală. A făcut o grămadă de lucruri bune pentru America. Pur și simplu, două săptămâni de zile când a pierdut alegerile, n-a mai fost bun de nimic. Trebuie să spun că trebuie să aleg între Biden și Trump. Nu că era Trump desăvârșit, dar era rău mai mic. Așa l-am socotit pentru America. Și știam că America dă soluții pentru întreaga lume. Și știam că ne va afecta problema alegerii lui Biden acum. Și vorbeam acum la emisiunea cu Dudu de la Medievali, vorbeam cu Dudu la emisiune că el e metavers Biden acum. Îl iubesc din toată inima, așa cum e. Da, e metavers. Ai văzut că dă mâna cu cineva invizibil. Nu știu cu cine dă mâna, că nu vedea pe nimeni. Nu, tot dădea mâna cu unul sau... El e metavers. El a reușit să ajungă înainte lui Zuckerberg acolo în metavers. Ideea este că eu nu cred. Asta e părerea mea personală. Asta mi-a cerut-o. Nu cred că era niciun fel de război. Era negociator pentru că era om de afaceri. Ăștia negociază groaznic, la sânge, ăștia sunt negociatori buni. Oamenii de afaceri știu să negocieze. Și probabil pentru că era un om care realmente detesta ideea de război cauzat în chip gratuit de America în afara, bineînțeles, în afara teritoriului american. A fost un pacifist în felul lui, deși era belicos, deși era pugilist așa în cuvinte. Trump, când venea vorba de politică externă, își dorea cu orice preț să oprească toate războaiele. 100%. Era pacifist. Și a făcut, dovada că e pacifist. Și-a retras de bun de putut. Da, trupele. Vladimir, ne apropiem de ora fatidică, 22:19. Doamnelor și domnilor, acum este momentul. Dacă doriți să puneți o întrebare de 100 de puncte pentru invitatul nostru, acum este timpul să puneți întrebările dumneavoastră. Suntem într-o transmisiune live. Aproape 4.000 de persoane urmăresc pe mai multe platforme. Cireșarii, YouTube, Cireșarii, Facebook, Vocea Libertății, YouTube, Vocea Libertății, Facebook. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, câteva întrebări rapide au apărut. Prima dintre ele: este naționalismul o erezie, un păcat? Nu. Adică până la urmă, eu cred că ciorba asta organică în care ne scăldăm cu toții, pentru ce bătălia din Ucraina? Că au zis că lumea noastră e Europa. De ce o trebuie să am frontiere zilele acestea cât a fost pandemia?
Otomanii a retras fiecare în țara noastră. Austrieci la ei, românii la ei, o trebuie ca să fiu vaccinat, ca să mă duc nu știu mai pe unde. În sfârșit ne-am dat seama că ne luptăm de o bucată de teritoriu. Asta e și lupta în Ucraina. Cine nu spune mie că nu e o problemă naționalistă acolo, nu e o bucată de teren, nu are ce să spună. Naționalismul în... Și ăsta trebuie să fie așa, cum să zic eu, în termeni normali. Adică pentru faptul că sunt român nu trebuie să omor pe cineva. Dar nici să fiu călcat în picioare. Adică dacă am dreptul să mi afișez drapelul României pe casă. Și asta am făcut-o la cabană la mine, acolo sus, la mine, lângă Beiuș, pe deal. Deși sunt în mijlocul ungurilor, ca să înțelegi un lucru. Îi iubesc, tatăl meu a fost șef de post în satul cu unguri, enclavă complet maghiarizată aici. Dar asta nu înseamnă că n-am drapelul României în sala Cireșari sau în altă parte. Îmi iubesc țara. Îmi iubesc țara, 100%. Dacă ar fi război și m-ar mai lua, nu mă mai acum, că nici de organe nu mă cred că nu mai bun, sau nici nu mai ia nici din ăștia cum, ostatici de la 55 de ani, nici ostatic nu te mai ia nimeni. Dar ideea este că dacă ar fi război, m-aș duce într-o unitate necombatantă să-mi apăr țara aceasta, necombatantă, că eu, fiind pastor și creștin, nu mă duc să atac la baionetă. Hristos nu spune lucrul ăsta. Dar aș ajuta cu ce aș putea. Să fiu popă, m-aș duce la bucătărie, aș face lemne, aș face ceva. Îmi iubesc țara și nu-mi rușine. Nu trebuie să-mi cer scuză că sunt român. Am un prieten care l-a întrebat la vamă de unde e și a zis că din Transilvania. Eu fac rușine să zic că din România. Mai bine zic Transilvania, e că cu Dracula acolo, sunt vecin. Nu, sunt român și nu trebuie să-mi cer scuze pentru asta. Deci naționalismul în doze biblice. În doze biblice, că Biblia spune foarte clar despre naționalism. Că hai să fim serioși, că și evreii au fost naționaliști. Și toți au fost, că de-aia s-au și bătut acolo prin Canaan, că toți aveau puțin naționalism în ei, din punctul ăsta de vedere. Da, hai să discutăm despre asta. Că zice că el a pus anumite Dumnezeu. Pavel, în Areopagul din Atena, zice, Dumnezeu care a pus niște hotare oamenilor. Avem hotare. Astea sunt hotarele noastre. Culturale, spirituale, eu știu, geografice. No, sunt hotarele noastre, Mihai. Și atunci, de ce să cer scuze? De ce să spun că trebuie să facem nu știu mai ce? Da, îmi place să circul fără vize din România în Ungaria. Să nu fie viză, să nu mă duc acolo să cer aprobări o grămadă. Dar în același timp, da, mă, sunt român. Da, ești ungur. Hai să fim împreună și să ne gândim fiecare că nu e niciun păcat să fim. Slavă Domnului că suntem diferiți. Slavă lui Iisus că suntem diferiți. Pentru că până la urmă rușii și ucrainienii aproape că n-au nevoie de translator ca să se poată omori acum. Sunt două popoare care au cam aceeași limbă, da? Au ortodoxe, să zicem, au aceeași religie, nu se bat musulmani cu numai care, și se bat. Adică, hai să fim diferiți. Nu niciun păcat să fii diferit. Că și frații se mai bat între ei din când în când. Da? Întrebare. Ce argumente ai oferi unei persoane care încă nu s-a hotărât, dar ar vrea cumva să se mute în România, din diaspora în România, în țară? Mi s-au mutat vreo 100 de oameni de la biserica din Londra. Acolo suntem vreo 800 de oameni, acolo biserică mare, puternică, dar o parte a bordului de conducere a bisericii s-a mutat în România. Trebuie să înțelegeți un lucru. Cine v-a spus, Dumnezeu sau inima voastră, să plecați din țara asta în urmă cu 10 ani, cu 17, cu 5, tot același Dumnezeu sau acea, eu știu, conștiința voastră sau calcule matematice pe care le-ați făcut, vă obliga să veniți și în față. Dacă veniți doar pentru copii, că e mai multă libertate din punct de vedere al școlii, numai care, nu vreau să fiu cinic cu voi și dur, dar suntem doar în urmă. Nu înseamnă că suntem blocați, dar și noi vom ajunge acolo mult. Deci, în primul rând, trebuie să fie o decizie care 100% aduceți un plus valoare României. Sunt convins de asta. Faptul că ați lucrat acolo și 5 ani de zile. Veniți oameni schimbați, sunteți oameni diferiți și voi puteți schimba țara asta în bine. Din punctul meu de vedere, vă doresc să veniți. Din punctul de vedere a naționalistului din mine, a românului din mine, doresc să veniți în țară. Dar asta e o decizie care trebuie să o luați personal. De 100% și trebuie să fiți svardeți corăbile acolo. Le ardeți, le dați foc și nu vă mai gândiți la ele. Veniți în țară, o luați de la capăt. Ai colindat ce ai colindat prin lumea veșnic, friguroasă, acum bine ai venit în sat, mai calde, totuși pe acasă. Bun. Foarte frumos. Care trebuie să fie prima calitate a unui pastor? Să iubească, adică să iubească pe altul, că dacă să iubește pe el, e ca monotonă idee. Povestea de dragoste narcisistă e monotonă. Te poți iubi și pe tine, dar nu poți duce la nesfârșit chestia asta. Să iubească oamenii, așa cum sunt, cu lumini și umbre.
și se pupe și întunericul și lumina lor și să-și dorească să trăiască numai lumină oamenii apoi. Dar asta e un proces. Să aibă răbdare, să aibă răbdare. Să fie el. Nimeni nu are nevoie de roboți chinezi din Shanghai, îmbrăcați la fel, costumați la fel, care să vorbească aceeași limbă și să trăim așa la fel. Nu, suntem diferiți. E nevoie și de mine, e nevoie și de părintele Calistrat, este nevoie și de... Eu cred că frumos suntem împreună și ajutăm împărăția Dumnezeu să meargă. Cristian Necula și ceilalți frații noștri catolici și protestanți, de toți e nevoie. De toți e nevoie. E nevoie și de Adrian Papahagi. Va veni la, am înțeles că va veni la Oradea săptămâna viitoare, în data de 12 mai avem o conferință Europa Cristiană. Până atunci mai avem câteva minute cu Vladimir Pustan, pe care mă bucur să-l revăd, spuneam, după 3 ani de absență. Dar a fost un om extrem de ocupat, de activ, a scris cărți. Încă o dată, doamnelor și domnilor, vă rog să priviți în doar câteva secunde, vă arătăm și copii. Ne întoarcem la ultimele minute de conversație cu Vladimir Pustan și mulțumim pentru prezențele, mulțumim celor care ne urmăresc urbi et orbi din foarte multe locuri. Am văzut că și din Ucraina și din, bineînțeles, Londra, unde tu ai un fief foarte, foarte important, din Târgu Mureș, din foarte multe locuri suntem urmăriți. O întrebare legată de politică și încerc să o formulez foarte elegant și cred că îți dai seama de ce. Din perspectiva unui pastor, a unui lider spiritual, a unui preot, a unui, până la urmă, părinte care își crește fiii și fiicele din punct de vedere duhovnicesc, crezi că este bine să recomanzi votul către o anumită persoană dat sau să recomanzi votul pentru un partid? Sau, altfel spus, există oameni buni creștini în mai multe partide sau crezi mai degrabă într-unul singur? Am avut o discuție pe care o să invit pe cei oamenii noștri dragi care sunt cu noi împreună în seara asta, o discuție pe care o să o punem săptămâna aceasta pe Medievali, pe care am avut-o cu Chris Terheș. El cred că poate să ne vorbească extraordinar de bine, pentru că e și preot greco-catolic și în același timp este și europarlamentar. Deci vorbește din amândouă pozițiile. Ce am învățat eu de la el zilele acestea a fost faptul că ani de zile ne-am frământat, pentru că dacă biserica trebuie să se implice în politică. Și spunea la un moment dat Chris un lucru extraordinar. Biserica trebuie să se implice în societate. Ori societatea este schimbată de către lideri politici. Și în momentul în care tu, eu de exemplu, eu, să zicem că tu candidezi, Mihal Neamțu, da? Eu te susțin pe tine, pe mine nu mă interesează, adică normal că mă interesează partidul de unde ești, dar în momentul în care sunt trei partide, să spunem, de dreapta sau de centru sau ceva de genul acesta, care nu sunt partide bolnave ele însule, nu pot să spunem că și doctrină sau vorba aceea naziste sau să și vorba. Comuniste, dar în momentul da. În care sunt, comun, cine știe ce, dar bun, care, bun, care, dacă partidele sunt apropiate ca valori, în primul rând mă gândesc la om. Și atunci acel om, când te-am votat pe tine, Mihal Neamțu, eu s-o obliga ca să te trag de urechi când tu greșești și să te aplaud când faci bine. În momentul ăla, biserica trebuie să fie activă. Adică noi ți-am dat votul, da, ți-am spus, am ridicat un creștin, am ridicat un om moral, un om cu principii acolo în față. Păi în momentul în care tu ai început ca să, sau când aud că există o lege care trebuie schimbată și tu trebuie să te bați ca un leu, eu te sun seara și spun, Mihal Neamțu, te-am votat, trebuie să te bați ca un leu. Adică eu cred că asta trebuie să fie rolul nostru. Nu neapărat să tragem sfori, ci pur și simplu să punem oameni acolo sus, în forul de conducere, și eu m-aș duce direct până la Uniunea Europeană. Eu cred că noi ar trebui să avem niște europarlamentari creștini puternici, pentru că nu știu în ce cauză am senzația că de acolo se trag sforile. Adică degeaba aia ci senatori și deputați băieți buni, dacă de acolo se impune, asta faceți rapid. Nu, noi, acolo ar trebui să avem europarlamentari puternici, bătăioși, răi, din punctul ăsta de vedere. Oameni care să facă treabă, oameni care să spună ce vrea. Deci eu din punctul ăsta de vedere sunt pentru. Dar omul, nu partidul. Sunt mai multe tipuri de conservatorism european. Ce ai prefera sau ce îți place mai mult? Polonia sau Ungaria?
Amândouă. Amândouă. Deci amândouă cu anumite lucruri. Cu amândouă. Am văzut deja niște mișcări fantastice poloneze, extraordinare, în care veneau să-și spună lucrurile acestea, adică problemele pe care le au. Îi iubesc pe polonez, iubesc și pe unguri. Adică băiatul Victor Orban va veni la noi la biserică peste câteva luni de zile, pentru că el conduce o grupare de rugăciune numită Odaia de Sus în Ungaria. Acum este în armată și termină, adică ofițer, și atunci poate să vină. E creștin evanghelic, să spunem, da, celor, da, care nu știu. Da, da, da. Iar Victor Orban, da, este calvin, reformat? Da, da, da. Și e un om deosebit, și băiatul lui, și eu cu Orban nu-l știu bine. Deci nu știu câtă politică, câtă ceva. Vorbesc de cu băiatul lui acum, da? Dar ce vreau să spun? Ungaria mi s-a părut că a stat drept în fața la o grămadă de lucruri. Și a fost mai dependentă ca noi de multe chestii. Adică nu e o țară foarte mare cu atâtea resurse cât am avut noi. Dar au fost niște poziții. Faptul că vine din Uniunea Europeană nu trebuie neapărat să ne lase cu capul plecat. Adică trebuie să avem și noi luări de poziție, să ne spunem problemele noastre. Nu știu, nu văd niciun conflict să spui la un moment dat, uite, sunt român și noi ca român nu votăm lucrul ăsta. Punct. Asta văd. Bei cafea? Iubesc polonezi și pe unguri. Da. Vladimir, bei cafea sau ceai? Din păcate, mi-ar fi plăcut să beau cafea, dar am tensiunea mare. Nu mai beau nici ceai, pentru că mi se pare o chestie rusească. Beau apă acum. Să sub blestemul ăla, deși am munții apuseneci, nu mai avem nici apă cum trebuie, bem de la chiuvetă. Și avem blestemul biblic, zice, dacă nu te vei întoarce la mine, zice Dumnezeu, către o țară, vei ajunge să-ți bei și apă pe bani. Și o plătesc, Mihail. Și apa, și curentul, și aerul pe care îl respir, și bondarii de maie. Și bondarii de maie, ce la noi, să dau cu capul de geam acum, de să rup. Nu știu, în București, dacă... Nu mă abțin. Aici avem multe sârme ghimpate și stau pe parte. Nu mă abțin, știi? Ai spus de anii 80 când nu puteai să te uiți la nicio emisiune pentru că tovarul și Nicolae Ceaușescu dădea indicații prețioase. Abia apucai să citești dacă aveai lumină, pentru că și asta era o problemă. Probabil că microbul fotbalului i-a atins măcar pe unul dintre prietenii tăi. Steaua sau Dinamo în anii 85? Dinamovist totdeauna, dinamovist, până la moarte, câine până la moarte am fost. Și sufăr și acum, sufăr îngrozitor pentru ce mi se întâmplă. N-am mai bătut pe nimeni de nu știu câtă vreme. Mateuț sau Hagi? Hagi pentru umorul lui involuntar. Și pentru că a fost un jucător, e superb în ceea ce vorbea și spumos. Are niște idei incredibile. Deci Hagi. Și reușește să spună întotdeauna ce nu te gândești că poate spune. Ajută-mă doar, fiindcă memoria mă lasă, oare a plecat de la Corvinu Hunedoara Mircea Lucescu și a ajuns să antreneze Dinamo vreodată? Da, da. Cel mai cultivat antrenor al românilor, nu numai Dinu. Cel mai titrat. Cornel Dinu. Nu, eu ziceam de Mircea Lucescu, că a fost unul dintre cei mai educați. Da, și educați, dar Cornel Dinu a fost, iar mai, probabil, poate, nu știu. Este, da. Da. Între... Deci poți să dai cu piciorul în minge și să fii deștept. Absolut, nu? Absolut. Păi, de exemplu, la noi la biserică o să vin acum, numai puțin ca să nu fac eu asta, pentru tineri poate că o să conteze foarte mult, o să vină la noi la biserică, numai puțin, imediat, un nume foarte interesant, un om care joacă la Nice, da, și care trebuie să-l țină când a jucat cu PSG-ul pe Neymar, Flavius Daniliuc, da, este fundaș la Nice, vine la noi la biserică, are 21 de ani, un băiat extraordinar, român, născut în Viena, dar cu cetățenie austriacă. Și îl iubește pe Iisus Hristos și vrea să vină la noi la biserică. Are un contract deja, o jucat la Real Madrid de mic, de la 14 ani, mi se pare că la Real Madrid, a fost dus direct la Nice, cumpărat pe 10 milioane de euro, nu vreau să spun suma destul, a fost destul de mare, cred că asta e, nu vreau să spun prostii, dar e extraordinar. Deci mă bucur că văd oameni care sunt implicați în diverse locuri, deși noi, creștinii, am fost destul de, cum să spun, de pudici și n-am vrut să țintim centru. Am țintit de obicei periferia. Dar să știi că lumina nu vine de la sate. Știi cine a zis asta? Nu? Noica. Lumina nu vine de la sate. Punct. Lui au plăcut bulevardele culturii în marile orașe.
Exact. Așa că iubesc satul meu unde m-am născut, dar lumina nu vine de acolo. Adică întotdeauna lumina creatoare vine de la oraș. Aș vrea din toată inima să înțeleagă oamenii lucrul acesta, pentru că ar fi trebuit noi creștinii să fim mai influenți în momentele alea mari, adică cu oamenii ai mari, cu oameni de cultură, cu oameni care pot să schimbe România, cu oameni care să aibă un cuvânt de spus în țara asta. Trebuia atacat mai tare Parlamentul, trebuia atacat mai tare, eu știu, mediul de afaceri, oamenii să-L iubească pe Dumnezeu. Nu conta la ce biserică se duceau, conta să aibă pe Dumnezeu în inimă. Suntem diferiți și asta spuneam. Și slavă Dumnezeu, pentru că eu cred că va fi o trezire spirituală în România. Preoți cu crucea în frunte, că oastea e creștină, să meargă preoți cu crucea, da. Adică preoții să meargă cu crucea. Și da. Prețul ei e prea scump. Muri mai bine. Să meargă preotii cu crucea mână în față. Asta contează. Ai pomenit un mare autor rus. Întrebare simplă. Demonii sau crimă și pedeapsă? Sau poate frații Karamazov? Nu. Crimă și pedeapsă. Deci crimă și pedeapsă. Povestea lui Raskolnikov, pocăit de întâlnirea cu Sonia. Exact. Și cu Evanghelia lui Iisus Hristos. În relatarea lui Ioan, dacă nu mă înșel, în primul rând minunea petrecută în casa Mariei și a Martei prin învierea lui Lazar și apoi metanoia lui Raskolnikov. Superb. Crimă și pedeapsă, dragilor, aceasta a fost transmisiunea noastră specială cu, iată, prietenul nostru de mulți ani. Și le mulțumim și celor care ne-au aplaudat și ne-au încurajat. Ne mulțumim și celor care ne-au criticat și vreau doar să le spun celor care au un duh de judecată că eu aici cu Vladimir n-am făcut decât ceea ce orice creștin a trebuit să facă cu orice aproape al său. Am dialogat, ne-am dat binețe, ne-am salutat și am zăbovit. Am stat un ceas zăpavă de vorbă despre lucruri care ne mișcă, despre lucruri care ne adună împreună, despre lucruri care ne separă într-un fel, dar fără să ne despartă până la capăt. Eu cred că rolul creștinilor este să inițieze dialoguri, așa cum Iisus a inițiat un dialog cu femeia care nu era creștină, nu era nici ștampilată ca fiind pocăită sau ortodoxă, era doar o femeie din Samaria care înseta după apa veșnică. Dacă nu știi să inițiezi dialoguri, ești departe de ceea ce Iisus Hristos a făcut în veacul său și apoi apostolii de-a lungul veacurilor. Vladimir, ultimul tău gând pe final. Să aveți răbdare cu cei care, cu care sunteți în jur. Pentru că am ajuns la concluzia aceasta și să vă faceți prieteni și să vă faceți frați unii cu alții. Pentru că în momentul în care te îmbolnăvești și nu mai poți să ieși din casă, ai nevoie de un prieten care să-ți aducă laptele de la magazin și pe cineva care să fie lângă tine. Nu vă lăsați însingurați. Mergeți și faceți-vă prieteni, oameni lângă voi. Afară e primăvară. Chiar că e primăvară și e frumos. Lăsați casele, ieșiți de la televizoare, ieșiți din calculatoare, ieșiți și din podcastul din seara asta și duceți-vă afară acum după ce se termină și veți vedea că e o superbă seară de mai. Cum numai Minulescu. După aceea fugiți la Minulescu și citiți una dintre poeziile lui despre seara de mai. Vă iubesc și mulțumesc, Mihai, pentru oportunitatea de a sluji împreună cu tine în această seară unei comunități de oameni de ciudați frumoși și foarte, foarte diverși în ceea ce fac. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o faci și fii binecuvântată România oriunde te afla. Mulțumim tare mult, Vladimir Pustan, pentru noi, Vocea Libertății și pentru medievalii și cireșarii deopotrivă. Când va avea răgaz, îl așteptăm să ne tâlcuiască în felul său unic această carte, Crimă și pedeapsă, despre un student care la 21 de ani a trăit și o rătăcire, dar și o renaștere interioară. Sunt Mihai Neamțu și îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, la revedere! Construim împreună România deșteaptă!